Camera Agricolă Județeană Hunedoara a prezentat ieri un lot demonstrativ de porumb aflat în comuna Lăpugiu de Jos. Fiind ultima zi de recoltare, reprezentanții instituției, specialiști în domeniul agricol și zeci de fermieri s-au deplasat la fața locului. Trebuie precizat că lotul a fost pus la dispoziția celor interesați încă din luna aprilie de către Camera Agricolă. Avem 8 hibrizi de porumb care i-am studiat timp de un ciclu tehnologic, să vedem care este mai pretabil pentru județul Hunedoara și care este pretabilitatea din punct de vedere pedoclimatică a hibrizilor prezentați astăzi. Încercăm să demonstrăm că se poate face agricultură performantă. Deplasarea la fața locului a fost organizată pentru fermierii hunedoreni cărora li s-au oferit sfaturi pentru a lua cea mai bună decizie legată de hibridul ce se pretează cel mai bine pentru a-l cultiva pe terenul de care dispun. Fiecare zonă și fiecare tip de sol și fiecare fermier în parte, în funcție de tehnologia care o are în fermă, poate să lucreze cu unul sau cu alt tip de hibrid. Și atunci rolul nostru să le aducem în față o paletă cât mai largă și să le explicăm că dacă vor respecta fiecare verigă tehnologică, dacă vor reuși să respecte în ceea ce privește fiecare fază și fazalitate în ceea ce privește tehnologia, vor reuși să-și facă acele producții care să le garanteze un profit. Suntem alături de fermierul român. Ce se întâmplă astăzi aici? Foarte simplu, am adus câțiva dintre hibrizii noștri pe care dorim să-i, numai să-i promovăm în zonă, dorim să-i arătăm fermierilor că pot aduce acea profitabilitate pe care ei scontează. E așa că în agricultură e ca și în viață, totul pleacă de la o sămânță foarte bună. Credem că aducem pe piață una dintre cele mai bune genetici. Rămâne însă la latitudinea dumnealor să aibă grijă de această sămânță. E ca și un copil care trebuie să plece foarte bine cu cei 7 ani de acasă, așa și dâns și trebuie să se ocupe de ceea ce înseamnă parte tehnologică. Fie că vorbim de sistemul de lucrări, fie că vorbim de această parte de protecție a culturilor. De lotul demonstrativ de porumb s-a ocupat un fermier din zonă. Până acum n-am avut soiuri puse în aceeași parcelă, să zic în aceeași solă, mai multe soiuri, ca să vedem comparativ comportarea lor. În decursul anilor am avut, dar 2-3 soiuri, nu mai mult, pentru și am încercat ca să le ținem 2-3 ani pentru a vedea comportarea lor și în ani diferiți, ca și temperaturi, ploi, secetă și ce am folosit până acum, de câțiva ani încoace, ceea ce ne-a dat satisfacție este 9721, care de câțiva ani încoace îl avem în cultură și e foarte ok. E pus ca și marton această solă, vedem comparativ cu celălalt. Camera Agricolă Județeană Hunedoara a mai organizat un astfel de lot demonstrativ și în anul 2015, dar a fost dedicat cerealelor.